Bună ziua, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi, invitată la RFI, Nicoleta Cristudor, consultant educațional integral EDU. Bun venit la RFI! Mulțumim pentru invitație! Să le spunem ascultătorilor, Integral EDU este cel mai important consultant educațional din România pentru studii în afara țării. Așa vă prezentați. A, cu alte cuvinte, ce înseamnă? Ce faceți practic? Cui oferiți consultanță? Consultanța educațională este acel sprijin de care au nevoie tinerii în momentul în care trebuie să aleagă domeniul pe care vor să studieze mai departe și facultățile, universitățile, liceele sau chiar taberele unde își doresc să se dezvolte mai departe. Astăzi vom vorbi despre tendința tinerilor de a, de a studia în străinătate. Vreau să știu dacă fenomenul e în creștere, e în scădere, stagnează. Foarte mulți alegeau Marea Britanie în anii trecuți și, și vreau să știu dacă acest trend s-a schimbat din perspectiva Brexitului, din perspectiva faptului că nu sunt foarte clare condițiile pe care le vor avea cetățenii europeni după ce se va desprinde oficial Marea Britanie de Uniunea Europeană? În ciuda tuturor uh, situațiilor economico-politice din acest moment, uh, Studenții în continuare aleg Marea Britanie ca fiind destinația principală de studiu, fie că vorbim de facultăți, că vorbim de licee sau de tabere, noi înregistrăm o creștere în ceea ce privește numărul studenților care sunt interesați de studii. Cum acolo. se explică acest interes în ciuda tuturor acestor necunoscute? Momentan, până la uh, ieșirea oficială din Marea Britanie, lucrurile rămâne schimbate. Uh, Tocmai de aceea, în continuare există interes pentru facultate, există interes pentru licee um, și tabere. Nu există în acest moment nicio schimbare oficială sau anunțate. În aminzate. acest moment, dar în momentul în care un student merge să-și continue studiile în Marea Britanie, o face pentru mai mulți ani. Uh, și de atunci, tot. asta vreau să știu, ei sunt ancorați în realitate, uh, sunt conștienți de, de această ruptură ce, ce urmează? Ei sunt conștienți și uh, avem au sprijinul total al universităților, întrucât uh, împrumutul uh, pentru finanțarea studiilor care se face în Marea Britanie urmează să fie uh, continuat inclusiv după uh, ieșirea din, uh, din uh, Uniunea Europeană, întrucât uh, contractul este pe toate perioada de studii. Uh -huh. Nu va exista o întrerupere a contractului. Avem chiar o veste foarte bună care vine din Scoția. La începutul acestei luni, Guvernul Scoțian a anunțat că vor finanța în continuare uh, studenții europeni și încurajează înscrierile um, uh, la universitățile din Scoția. Dincolo de declarațiile politice, dincolo de negocierile politice, uh, universitățile. Sunteți în contact și cu universitățile din, din tot timpul. De acolo, impul. ce mesaj transmit ele? Au nevoie de, de studenți? Um, au nevoie de studenți pregătiți, studenți care sunt uh, pasionați și interesați să-și continue studiile și să, să se dezvolte uh, din punct de vedere academic foarte bine. Uh, îi așteaptă cu facilități de ultimă generație, uh, cu foarte multe programe care uh, mizează mai mult pe uh, partea de cercetare sau pe partea practică în funcție de specializarea pe care au ales-o. Uhum. Auzeam recent un uh, studiu, uh, concluziile unui studiu, chiar, chiar la RFI, care, care arăta că pleacă elitele uh, din rândul studenților. Din experiența dumneavoastră e, e adevărat, adică care ar fi profilul celui care vrea să plece să studieze în străinătate? În primul și în primul rând trebuie să existe interes și o motivație puternică pentru a urma specializarea dorită. Deci vorbim de tineri pasionați de un anumit subiect, uh, sau de un anumit domeniu și de dorința de a se dezvolta mai departe. Deci nu există neapărat uh, un profil uh, foarte strict sau uh, Nu trebuie să intre neapărat în această categorie a elitelor. Nu în niciun caz, niciun caz, mai ales că sunt, uh, sunt facultăți și programe care uh, mizează și pe o pregătire practică, cum ar fi, de exemplu, uh, domeniul hospitalității. Vorbim de programe de hotel management care îi pregătește pe viitorii manageri de hotel să își uh, dezvolte activitatea într-un uh, mod foarte, foarte bun și profesional. De când încep să devină tinerii interesați de studii, de... Studiul în de, mă rog de această oportunitate când încep să-și pună întrebări despre ce condiții trebuie să îndeplinească. Încep, încep din clasa 9. Aceasta am văzut că este tendința la târgul de universități care a avut loc în un weekend. Am fost vizitați de peste 3000 de participanți. De, Vin cu părinți? Adică e, părinți, un, e un da, interes da, al da, părinților mai mult? Nu, este un interes uh, comun. Egal, comun. Uh, dar uh, am stat de vorbă cu copii de clasa a 7, 8 a uh, și cei mai mulți, însă erau de clasa a 10-a, 11-a, deci încep cu ceva timp înainte, încep prin a identifica și a înțelege mai bine sistemele de învățământ din Europa și apoi cu ajutorul unui consultant reușesc să identifice sistemul care lor se potrivește cel mai bine. De-a lungul timpului am avut mai mulți invitați tineri, studenți și spuneau la un moment dat, și liceni și spuneau că ei se confruntau cu o problemă că nu reușeau să înțeleagă sistemul din România. Atunci cum poți face comparație că nu știi exact ce te așteaptă în România? Deci de unde și iau informațiile? De unde ajung ei să... De unde ajung la concluzia că e mai bine totuși să, să, studieze în străinătate? Cei mai mulți dintre ei sunt, sunt atenți la topurile internaționale, de universități, dar și la facilitățile pe care acestea le oferă. Și în felul acesta ajung la concluzia că este mai bine sau nu să plece la studii în afară. Uh, și, bineînțeles, de oportunitățile pe care le au după terminarea facultății. De exemplu, uh, la toate universitățile din Marea Britanie există un departament de carieră și de joburi unde studenții sunt consiliați în vederea oportunităților pe care le au atât, atât pe perioada studiilor cât și după absolvire. Și atunci ei uh, se simt uh, se simt uh, mai atrași? Mai adică... atraș, exact, exact, acesta este cuvânt. Simt mai atrași de faptul că primesc suport și sprijin în a alege o carieră și o specializare ulterior după facultate. Uh -huh. Din ce profil sunt acești tineri care vor să plece? Din care, care e specializarea lor? Mă interesează din ce domenii și spre ce domenii se, se îndreaptă. Pentru că avem. Avem facultăți bune și aici. Și atunci aș vrea să știu Sigur. ce îi face să, să plece. Um, vorbim de cele trei categorii principale pe care le identificăm în România, atât de partea reală, bazată pe științe, aici vorbim de programele de computer science, de informatică, de fizică, dar și de zona umanistă, deosebit drept, turism, dar și spre zona vocațională, care se referă la partea artistică, la arhitectură, design, Muzică, teatru, am văzut cel puțin în anii trecuți un interes spre toate aceste categorii uh -huh. de programe. Se duc uh, acolo ca să rămână sau plănuiesc să meargă să studieze și după aceea să revină cu, cu toată experiența în țară? Am observat că există tendința de a-și continua studiile și de a uh, experimenta un nou sistem de învățământ. Dacă și-au făcut studiile de licență în Marea Britanie, își doresc uh, apoi să facă un master în Olanda sau să facă un master în Danemarca, în funcție, bineînțeles, și de uh, domeniul și industria spre care se îndreaptă, pentru că um, știm că există. Franța este una dintre țările uh, cu uh, o industrie de telecomunicații foarte bună și atunci, în funcție de specializarea pe care și-o doresc, aleg o anumită destinație, mai departe. Deci, tendința este de a se specializa în continuare și de a studia uh, în uh, sistemele de învățământ. Dacă, actuale. Ar fi, dacă ar fi să facem o hartă, cum aleg țările? Spuneați de, de Franța, e specializată pe telecomunicații, celelalte de țări, de exemplu, Marea Britanie, pe ce e? Marea Britanie este specializată pe, pe cercetare fără îndoială, uh, și cele mai competitive programe sunt cele de, cele bazate pe științe, de fizică, de informatică, uh, dar și de medicină uh, și uh, pe partea de design, de arhitectură, de asemenea. Uh -huh. Țările nordice? Țările nordice au un focus uh, mai mare pe partea de uh, tehnologie, pe partea de inovație și design, dar și spre business și management. Și ajungem în punctul în care, uh, dacă ar fi să facem un clasament al primelor cinci destinații, Marea Britanie spuneam la început că e, după este care... Este în continuare prima destinație, apoi vine Olanda, Danemarca, Suedia, Franța și Italia. Uhum. Marea Britanie, din discuțiile de până acum, au înțeles că reprezintă așa un punct de atracție și, uh, datorită sistemului acesta de împrumut, de, de creditare, practic ai uh, costurile cumva asigurate, nu trebuie să-ți bastu capul sau să ai de acasă banii. Exact, uh. exact. Uh, cât timp suntem la facultate, uh, studiile sunt plătite de guvernul Marii Britanii și este important ca după ce. Terminăm facultatea și, um, și depășim un anumit prag salarial, uh, atunci începe returnarea sumei uh, împrumutate. Adică, mai, mai concret? Mai concret este vorba de un procent de 9% din cât depășim pragul stabilit în țara respectivă. De exemplu, în acest moment, salariul care ar trebui depășit în Marea Britanie pentru a începe returnarea împrumutului este de 21.000 de lire și pentru a returna bănuții ar trebui să depășim acest prag și din cât depășim, dăm înapoi 9%. Am înțeles. Și dacă nu depășești, nu... Dacă nu depășim timp de 30 de ani, împrumutul se prescrie, se anulează. Deci 30 de ani ar cam trebui să, să stai la un anumit nivel. Estimările arată și statisticile că în aproximativ 6 ani de la absolvire împrumutul este prestituit. Uh -huh. Deci asta s-a dovedit cumva o carte câștigătoare pentru. Exact, pentru faptul că diplomele obținute în Marea Britanie uh, oferă un salariu și un nivel uh, peste medie. Uh -huh. Și în celelalte țări? În celelalte țări există, este vorba despre o investiție foarte mare în educație și a, guvernul finanțează universitățile și pentru studenții europeni. De exemplu, în Olanda a, taxele ajung la 2060 de euro pe an. În țările nordice studiile sunt gratuite pentru studenții europeni, a, iar în Franța există o sumă foarte mică, administrativă mai mult, în valoare aproximativă de 200 de euro. Aceste țări, Franța, de exemplu, știu că vine cu, cu burse celelalte da. țări și în, în ce măsură acele burse chiar te ajută să, să trăiești? ne acoperă o parte din cheltuieli, nu ne acoperă toate cheltuielile, însă aceste burse sunt oferite uh, fie în funcție de rezultatele academice și de performanțele academice, fie în funcție de uh, salariul părinților, de statutul social, fie în funcție de anumite performanțe sportive. Cum se explică? Pentru că discutăm deja de, de ceva timp, le reamintesc ascultătorilor: invitat astăzi la Tânăr în Europa, Nicoleta Cristudor, consultant educațional integral EDU, vorbim despre tendința tinerilor de a pleca în străinătate și de, și de a studia acolo. Uh, cu, cu, cum se explică faptul că, totuși, vorbim despre un fenomen în creștere? Tot mai mulți tineri sunt interesați să plece să studieze în străinătate? Um. Într-adevăr, se conturează un nou model european de educație care se bazează foarte mult pe mobilitatea studenților, pe uh, experimentarea unor culturi noi și adoptarea unor valori de asemenea, uh, care sunt uh, benefice pentru dezvoltarea tinerilor uh, și la nivelul Uniunii Europene există o. Uh, Încurajare foarte mare uh, a tinerilor de a uh, folosi, de a, se, de a utiliza toate uh, instrumentele necesare pentru, pentru a se dezvolta. Uh -huh. Mă rog, ideea este că uh, cumva universitățile toate se bat și cele din România și cele din străinătate pentru studenți. Și dacă se poate să aduni, să, să atragi uh, studenți cât mai buni, cu, cu atât mai bine. Uh, unde se face diferența în această, în această bătălie? Când vrei să atragi cumva studenți din afară, vorbeam despre posibilități de, a, nu știu, de credite, de burse, dar la un moment dat, ce trebuie să aducă universitate în plus să, 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 să fie cu adevărat atractivă pentru acel student astfel încât să -o, o aleagă. Este vorba, din câte am observat, de uh, o apropiere foarte mare și de orientare foarte mare asupra nevoilor studenților și de o flexibilitate foarte mare în rândul profesorilor, în rândul uh, stafului academic. Pentru că uh, în momentul în care un student care. Este, de exemplu, la o facultate vocațională bazată pe arte, pe scenografie, de exemplu. Sprijinul și suportul profesorilor este foarte important în identificarea unor oportunități, pentru că profesorii vin cu multă experiență din domeniu și atunci există uh, o uh, conexiune și o legătură care se creează între studenți și industrie. Acesta e punctul important. Am, am sesizat și eu de-a de lungul timpului că îmi spuneau cei care au fost în străinătate că într-adevăr acesta era punctul de, de atracție. Spuneați la un moment dat că tinerii încep să se intereseze undeva din clasa noua, încep să lucrezi la dosar. Cum trebuie să arate acest dosar? Ce trebuie să. nu știu, pe ce trebuie să pui accent atunci când te hotărăști să, să pleci să studiezi în străinătate? Cea mai, bună, cea mai bună testare, să numesc așa, pentru a decide unde anume să mă orientez din punct de vedere educațional, o reprezintă taberele în străinătate pe care le... Le avem, le avem în portofoliul nostru, de exemplu, unde elevii pot să experimenteze sistemele de învățământ, pot să își dezvolte abilitățile lingvistice în țara respectivă sau să își dezvolte o anumită pasiune în funcție de ceea ce le place lor cel mai mult să facă. Deci, foarte mulți studenți care aleg să studieze în afară au un portofoliu lor și astfel de experiențe de, de tabere internaționale. Uh, unde au avut rezultate foarte bune și s-au hotărât asupra unui, uh, unui sistem de învățământ. Uh, apoi, uh, din punct de vedere academic, uh, e important să aibă un certificat de limbă internațională. Ceea ce înseamnă că trebuie să pui accent pe lângă pregătirea tehnică sau de specialitate și pe, pe limbi străine. Exact. Și aici aș vrea să, să vorbim uh, cum ar fi idealul câte limbi străine să știi, pe ce limbi străine să te concentrezi, te concentrezi pe limbile folosite de cele mai uzuale sau încerci să să ți aduci un plus studiind, nu știu, limbi poate nu chiar atât de de uzuale. Um. Atunci când vorbim de cunoașterea limbilor străine, sunt date care arată că unul din doi europeni vorbesc mai mult de o limbă străină. Limba principală este limba engleză, bineînțeles, urmând ca apoi să vină limba germană, limba franceză și limbile latine, italiană, spaniolă. Acestea sunt cele mai... cele mai des întâlnite și dezvoltate limbi străine poți învăța într-o țară necunoscând limba Poți învăța dacă stăpânești limba engleză, pentru că majoritatea universităților oferă în acest moment programe de studiu în limba engleză. De exemplu, în Olanda, majoritatea programelor sunt în limba engleză, dar universitățile oferă și cursuri suplimentare de limbă olandeză pentru a se acomoda mai ușor și a. Înțelege mai bine cultura respectivă. La fel se întâmplă și în uh, țările nordice. Uh -huh. În momentul în care uh, depui un dosar, am sesizat că spre desăvire de facultățile de la noi, unde nu ți se cere atât de mult, uh, de, nu ți se cer date despre implicarea civică, despre voluntariat, în uh, străinătate înțeleg că acest aspect e destul de important, uneori chiar uh, determinant. Este, este foarte important pentru că toate universitățile solicită o scrisoare de motivație și acolo e important să, să subliniem și să conturăm mai multe laturi. În primul și în primul rând este vorba despre latura profesională, care are legătură cu domeniul direct și aici vorbim despre cursuri, despre workshop-uri, despre cărți citite și așa mai departe, competiții la școală, olimpiade unde ar, prin care arătăm, activități prin care arătăm că suntem cu adevărat interesați de uh, subiectul respectiv. Apoi avem o latură umană pe care încercăm să scoatem în evidență prin diferite voluntariate, activități cu copii sau uh, dezvoltarea unei anumite pasiuni pentru artă, pentru sport. Sportul este foarte bine văzut uh, de către universități pentru că ne dezvoltă anumite abilități importante. Uh, Ce înseamnă sport? Adică cum poți să demonstrezi că ai făcut sport? Uh, de exemplu, dacă practici tenis, care nu e este neapărat un sport de echipă. Uh, contează foarte mult uh, puterea, autodisciplina și uh, cum te motivezi în momentul în care ești pus în diferite situații dificile, să le numesc. Dacă e să vorbim de sporturile de echipă, aici avantajul principal este colaborarea, învăța să lucrezi cu ceilalți și, dacă este posibil, și abilități de leadership. Dacă se întâmplă să fii capitanul unei echipe, acest lucru contează foarte mult uh -huh. în dosarul de aplicație. Dar în momentul în care trece în dosar că practici sport, trebuie să aduci o dovadă că practici da, acest sport? este important să avem o adeverință sau o diplomă prin care să dovedim că, într-adevăr, practicăm acel sport. Adică să fie afiliat la un club sau cum? Că mă întreb de unde ai putea să aduci aceste dovezi în condițiile în care în România sportul da, e începe să devină di din se ce poate, în ce mai nișat. Se poate obține și o scrisoare de recomandare de la profesorul care supraveghează echipa, fără îndoială, sigur, uh -huh. sigur. Ar trebui să, să fie un sport efectuat într-un mediu organizat, uh, unde există un supraveghetor și uh, un antrenor, și antrenorul respectiv poate să uh, se oferă o scrisoare de recomandare și se poate folosi la dosar fără probleme. Am înțeles. Vreau să știu dacă, în momentul în care îți faci acest dosar, e important să, să bifezi toate punctele despre care am vorbit, adică să, să arăți interesul pentru specializare, să arăți interesul pentru voluntariat, pentru sport, sau foarte bine. Aici m-ar interesa, dacă e să analizezi dosarele, un, care dosar e mai bun? Cel care are toate, chiar dacă nu are vârfuri, sau de exemplu, un dosar în care să zicem, nu faci sport, dar ești foarte bun pe partea de voluntariat și aici, specializare Aici intrăm noi în ecuație și ajutăm pe elevi și pe aplicanți uh, să își pună foarte bine punctele forte în valoare pentru că nu există o scrisoare de motivație identică sau un anumit profil pe care, într-adevăr, trebuie să îl respectăm, ci fiecare aplicant trebuie să-și pună în valoare aturile, cunoștințele, abilități motivația pentru a merge la studii la universitatea respectivă și a, în cele din urmă dosarul o să fie bine primit. Uh -huh. Deci contează foarte mult această unicitate și originalitate pe care cu ajutorul unui consultant a, o putem atașa dosarului și transmis universității. Și selecția în baza notelor se face în baza bacalaureatului, admiterea cum Că pentru că la, în România lucrurile sunt țin de fiecare facultate în parte, unele organizează examen. În străinătate, cum te acceptă? De exemplu, în Marea Britanie avem de îndeplinit condiții academice. După transmiterea dosarului acesta este evaluat, iau în calcul absolut toate activitățile noastre și rezultatele academice, însă admiterea se va face numai dacă ei vor obține la examenul de bacalaureat o anumită notă. De regulă, notele sunt de peste 9 și este important să dovedim nivelul de limba engleză prin oferirea unui certificat internațional de limbă uh -huh. și cerința va fi să avem un anumit scor la respectivul certificat. Deci cerința Înțeles, sunt academice în principiu. Înțeleg. Întrebam acest lucru pentru că la un moment dat cu toate schimbările din educație uh, au fost la un moment dat și licee în care nu erau neapărat să sm adică ajungeau copiii să aibă note mai mari uh, cei de la uman la, la materii din uh, cum ar fi matematica, fizica, chimia, chiar dacă nu pot să dau cunoștințele și atunci ideea este în ce măsură notele reflectă cu adevărat... Uh, Cunoștințele. Nu tot timpul reflectă cunoștințele, notele obținute pe timpul uh, liceului, de exemplu, dar vor conta foarte mult notele pe care le vor obține la examenul de bacalaureat sau la examenul de licență dacă vorbim de studenți. Deci acesta e decisiv, Exact, exact. Examenele finale sunt decisive și este important să îndeplinim condițiile menționate în oferta de admitere pentru a putea finaliza înscrierea la facultate. Uh -huh. Ce face un consultant exact? Un consultant educațional și le re reamintesc ascultătorilor, Nicoleta Cristudor, invitat astăzi, consultant educațional integral Edu. Suntem la tânăr în Europa. Mm, nu știu, cu ce vă ocupați exact? Pe cine trebuie, cu cine sunteți în, în mai strânsă legătură cu universitățile, cu facultățile sau cu, cu elevii, cu studenții? Pe cine ghidați? Mm, mm, ghidăm studenții, ghidăm elevii care își doresc uh, să aplice la universitățile din afară și le oferim suport și sprijin pentru... Uh, toate procedurile uh, care trebuie trebuiesc îndeplinite în vederea admiterii la o astfel de universitate. Uh, suntem pregătiți în mod uh, constant de către universități, uh, suntem în strânsă legătură cu ele pentru a înțelege uh, specificul programelor, pentru a înțelege cerințele de admitere, astfel încât să le putem comunica ulterior uh, tinerilor interesați și să ne asigurăm într-un fel că dosarele pe care le pregătim împreună îndeplinesc cerințele lor de admitere. Uh -huh. Când începi să-ți să trimiți dosarul? În momentul în care ai încheiat examenul de bacalaureat, ai obținut notele sau? Nu, există termene de înscriere în funcție de destinația pe care o vizăm. De exemplu, în Marea Britanie, înscrierile se, se fac până pe 15 ianuarie, apoi, în limita locurilor disponibile, se pot, primi dosare și după acest termen. În Olanda, pentru majoritatea programelor, termenul a fost tot 15 ianuarie, dar mai există programe pentru care se acceptă înscrieri până pe 1 mai, de exemplu. Iar termenul care ne așteaptă în luna martie, 15 martie, este termenul pentru Danemarca. Am înțeles. Care e cea mai frecventă întrebare pe care o primiți de la de la cei interesați să studieze în străinătate? Ce ar trebui să conțină scrisoarea de motivație? Pentru că este... Vor o formulă secretă, exact, nu? Exact, pentru că este documentul care înclină de cele mai multe ori balanța între accept sau refuz, atunci când vine vorba de universități, pentru că la cele mai multe dintre ele nu există neapărat... Este de admitere sau interviuri și contează foarte mult dosarul. Iar în dosar, scrisoarea de motivație face diferența între candidați și cele mai multe uh, feedback-uri pe care le-am primit din partea universităților s-au referit la scrisoarea de motivație, ea fiind unul dintre cele mai importante documente din dosar. Și cum ar trebui să arate acest uh, scrisoare? Cât de lungă, în primul rând, pentru că spuneați că trebuie să aibă mai multe puncte, am reținut. Uh, scrisoarea nu ar trebui să aibă mai mult de o pagină. Fiecare platformă de înscriere are o anumită limită. În Marea Britanie vorbim, de exemplu, de 4000 de caractere. Asta înseamnă o pagină, aproximativ o pagină. Uh, iar în uh, Olanda sau Danemarca, similar, o pagină, o pagină și maxim. Am înțeles. Vreau să mai știu, pentru că mergeți cu târguri educaționale în diverse orașe ale țării. Se poate trage o concluzie? Există, nu știu, părți ale țării mai interesate decât altele? Interese există în toate orașele. Noi am încercat să facilităm accesul studenților și tinerilor interesați de studiile în străinătate în cele mai importante centre universitare. La ediția de săptămâna trecută am putut fi prezenți în în Constanța și în Craiova, uh, urmând ca în septembrie să vizăm mai multe, mai multe orașe. Vă mulțumesc pentru prezența la Tânăr în Europa. Vă mulțumim și noi. Nicoleta Cristudor a fost astăzi invitată în studio la RFI, consultant educațional integral EDU. Eu sunt Andreea Oros. Mulțumesc pentru atenție pe data viitoare. Toate bune!